Bună seara, felicitări pentru victorie. Ați făcut așa câteva schimbări, am văzut, și ca joc. Mi s-a părut că v-ați adaptat în primul și în primul rând adversarului, așa e? Ați pregătit special meciul ăsta. Bună seara, mulțumim. Da, așa este. Putem spune că, și trebuie să recunoaștem că am fost două reprize diametral opuse. Dacă în prima repriză am făcut ceea ce trebuie din toate punctele de vedere, fizic, tehnic, tactic, am închis spațiile, am blocat verticalizarea lor, pentru că ei creează o densitate foarte mare cu mijlocași și lateral la interior și eliberează benzile unde apar fundași și lateral. A trebuit să-i direcționăm acolo și acolo să mergem să facem un pressing agresiv. Dar era important să blocăm zona centrală, că să blocăm Hakim, să blocăm Asamoah, ca să nu poată să joace, pentru că de acolo pleacă toate acțiunile lor bune. O echipă foarte bună. Felicitări lui Marius, felicitări pentru tot ceea ce face acolo. Este o echipă bună. Și în prima repriză, cred că noi am fost mai buni, am marcat și două goluri. Poate puteam să mai fructificăm câteva situații, dar a doua repriză trebuie să recunoaștem că după primele 5 minute am început să coborâm liniile. N-am înțeles de ce, pentru că le-am spus să rămânem sus, să facem pressing din nou, să rămânem în pressing și să... pe recuperare să rămânem puțin în posesie. Asta le-am cerut, să facem puțină posesie, să temporizăm puțin jocul și să fragmentăm și să le tăiem puțin elanul lor. Dar am făcut puțin pasul jos, am coborât prea jos, au apărut niște nesincronizări, niște momente în care nu prea i-am înțeles pe băieți. Am primit și un gol și am tremurat puțin până la final. Trebuie să recunoaștem că au avut și câteva ocazii clare, dar una peste alta este important că am câștigat. Băieții merită felicitări pentru atitudinea pe care au avut-o. Suntem într-o creștere vizibilă, zic eu, și cred că facem un joc bun, un joc care bucură publicul nostru și țin să le mulțumesc pe această cale. Au fost și ca întotdeauna incredibili, sunt incredibili ce atmosferă pot să facă și pentru noi asta înseamnă foarte mult. Trei victorii acasă, se schimbă datele problemei, jocul arată în ce mai bine. E clar că sunteți într-un progres, cu atât mai important este și faptul că ați bătut un adversar bun, la egalitate de puncte cu dumneavoastră. Sunt perspective și mai bune? E aproape echipa de ce vă doriți? Nu, sunt perspective și mai bune, bineînțeles. Îmi doresc mai mult, trebuie să lucrăm mai mult la repriza a doua. Și să gestionăm mai bine avantajul pe care îl avem. Dar momentan suntem bine, în acest moment suntem bine, dar e loc de mai bine. Tot timpul este loc de mai bine. În același timp trebuie să ne refacem cât putem de repede, pentru că ne așteaptă un meci important la Mioveni care a schimbat și antrenorul și probabil că vor fi și ei într-o schimbare, dar ce este cel mai important pentru noi este faptul că trebuie să aducem puncte din deplasare, pentru că suntem puțin datori, în afară de Sepsi, la unde am făcut un egal, trebuie să spargem această gheață și să luăm 3 puncte din deplasare. Ar fi minunat să legăm două victorii la rând. Mulțumesc, succes! Mulțumesc, seară bună!